Bună tuturor! Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like-uri și feedback-uri. Am să fac acum o nouă citire în cărțile de oracol pentru următoarele 6 luni. Va fi o etalare generală valabilă pentru următoarele 6 luni din momentul în care o vedeți pentru prima dată această citire, această etalare. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre aceste 3 variante, cu pendulul, cu ciorchinele sau cu pendulul, deci mov, ciorchine sau pendul alb. Alegeți-vă varianta cu care rezonați și să vedem ce dezvăluie oracolul pentru următoarele 3 luni de zile, 3 luni, 6 luni, pardon, următoarele 6 luni. Să vedem ce se întâmplă, care sunt energiile, care sunt noutățile care pot apărea în următoarele 6 luni. Haideți să vedem. Deci pendulul mov, ciorchinele sau pendulul alb. Și am să încep cu pendulul mov. Vedem cât de bine rezonați cu aceste etalări. Bineînțeles, ele sunt generale, unii puteți rezona mai mult, alții mai puțin. Vă vine o scrisoare, o scrisoare de o reuniune, o scrisoare poate pentru a vă întâlni cu niște persoane, pentru a face parte dintr-un grup sau pentru a vă întâlni cu prietenii. Vedem ce se întâmplă. Vedem cât de bine rezonați. Wow, 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 ce interesant. Stați puțin să închid fereastra, că am aud zgomote de afară și mă deranjează pe mine. Nu pot să mă concentrez. Când fac etalări, îmi place să nu aud zgomote, pentru că mă distrag de la etalare, de la concentrare, să zic așa. Și de multe ori prefer să caut momente când e foarte liniște în blocul în care locuiesc eu, e puțin așa mai agitație uneori. Uneori e foarte calm, foarte liniște, dar alteori e foarte agitat blocul, să zic așa, locuitorii, locatarii. Da, și mă perturbă. Am văzut că sunt persoane, că chiar m-am mai urmărit și eu alte canale de YouTube care cu predicții, și am văzut că sunt persoane pe care nu le deranjează zgomotul, reușesc să se concentreze, să facă etalări chiar cu ferestre deschise, că se aud zgomotele de afară, de copii care se joacă, care lume care vorbește, sau mașini care trec, sau clansonează, sau... Dar la mine orice zgomot mă perturbă, e ca și cum ar perturba energiile, ca și cum ar aduce ceva în plus și care n-ar trebui să fie în etalare și... Nu-mi inspiră mie prea multă încredere, să zic așa, și nu vreau să încarc etalarea cu o energie mai negativă decât este. Haideți să vă spun ce văd aici în această etalare. Este o etalare care îmi spune că în următoarele 6 luni de zile, în general, veți avea parte de dragoste. Să știți, în primul rând, văd energia dragostei aici, a îndrăgostitului, da? Văd a îndrăgostitului și a dragostei. Probabil că vă veți îndrăgosti ca bărbat și ca femeie puteți să cuceriți pe cineva, dar totuși atenție că aveți o dușmancă, da? Deci, atenție pe cineva, creează o imagine proastă și totuși în dragoste veți fi și cu gelozie. Deci puteți avea, dacă sunteți bărbat, s-ar putea să fiți gelos. Dacă sunteți femeie, s-ar putea să fiți gelozite și să aveți parte și de o dușmancă. Da? Aici posibil și acest lucru. Totuși vă văd că aveți o foarte bună prietenă, veți fi o bună prietenă și veți avea o foarte bună prietenă, veți avea mai multă armonie, vă văd cu noutăți, cu afaceri, vă vin bani, să știți, veți câștiga foarte mulți bani, poate și dintr-o nouă afacere, poate unii vă puneți pe picioare singur o nouă afacere, pentru că vă văd aici ceva creativ, că vă văd aici niște artiști, vă văd aici niște persoane care stați și creați, studiați, da, sau veți avea de-a face cu niște artiști, poate că intrați într-un grup de artiști. Vă văd și cu câștiguri, da? Deci veți avea câștiguri poate mai mari decât v-ați aștepta de la muncă, dar poate trebuie să fiți prudenți pe sănătate sau pe niște schimbări care pot apărea brusc. Poate și din cauza unor dușmănii sau din cauza unor secrete sau pot fi la nivel de societate. Se poate schimba iar ceva la nivel de societate, că văd că și drumurile apar cu tristeți. Se pot întâmpla ceva la nivel de societate, să apară niște neplăceri. Că se schimbă vremea, că se schimbă situația în societate, va fi o agitație. Aici văd și militar, da? Deci pot apărea și niște probleme
poate conflicte, ceva care vor restricționa poate la un moment dat circulația sau să nu apară iar ceva pe sănătate, niște întârzieri, niște probleme, că aici e un dezechilibru care poate apărea pentru muncă. Deci, văd că dacă lucrați de acasă, dacă sunteți creativă, văd cu soluții, cu reușită, cu realizare, cu armonie. Dar văd aici că sunt noutăți în casă, deci pentru casă, în casă apar mai multe reușite decât în afară. În afară vă văd cu o tristețe, vă văd cu o fericire pierdută, cu niște regrete, chiar și cu gelozii și cu invidii, răutăți din partea unor bărbați, da? Mai agresivi, mai ostili. Deci, mai ales ca femei, poate e bine să vă protejați, pentru că vă văd și în dușmânia femeilor, culmea, deci văd că veți avea și parte de dușmânia unei femei, unei femei și a unui bărbat în mod special pot fi aici, care pot avea legătură cu casa sau cu serviciul vostru, să știți, pot fi pentru că aveți casă și servici sau pot fi vecini sau poate unul dintre aceștia poate să fie chiar de pe la serviciu, un bărbat, da? Sau în drumurile voastre, în orice caz, se cere prudență. Vă văd că dacă dați examene, să știți că le veți lua, pentru că vă văd aici cu studii, da? Vă văd aici într-o funcție, într-o poziție de putere, într-o poziție de studii superioare, de un examen luat, da? Deci de o idee care vă puneți în practică, etc. Dar puteți afla și de vreun deces, unii dintre voi poate și acest lucru vă va întrista, poate să fie cineva de la muncă. Poate să fie și acest lucru. Ori faceți o schimbare la muncă, vă mutați în altă parte, veți schimba serviciu, vă veți muta și veți regreta ceva pe parcurs, dar această schimbare poate veni și datorită unor intrigi, unor gelozii, unor invidii, dar veți primi bani, să știți, veți fi compensați, veți avea satisfacții materiale, nu vă vor lipsi banii. Dar, într-adevăr, să fiți puțin mai prudenți, că e posibil să aveți de-a face cu niște gelozii. Am să pun cărți pe aceste persoane, să vedem ce vor aceste persoane. De ce sunt acestea așa? Din cauza fidelității și credinței voastre sau din cauza unui succes în dragoste, să știți exact. Deci puteți avea de-a face cu niște rivali. Aici poate să fie vorba poate și de un trio pentru unii dintre voi. Să aveți de-a face cu faptul, o fost sau o fostă parteneră, poate fi nu cred că e de trio, ci mai degrabă de un fost sau o fostă parteneră care nu suportă succesul vostru în dragoste, poate fi, sau poate să fie vorba de o femeie care vă gelozește, vă invidiază. Poate fi chiar și de la servici sau sau de pe lângă casă, vecini, spre exemplu. Deci, într-adevăr, poate să fie iar o perioadă de izolare pe drumuri, de blocaje, de lipsă de prieteni, de să nu aveți reușită. Până la urmă, pe serviciu, știți, deci cu casa, puneți-vă în siguranță, pentru că de acasă veți avea reușită, că vă văd într-un succes, într-o reușită, deci care lucrați de acasă, dar puteți să strâniți totuși niște invidii, niște gelozii. Unii poate chiar vă veți schimba casa. Aici poate să apară o discuție, poate și legată de niște moșteniri, o moștenire de o casă. Poate unii dintre voi veți avea niște neplăceri, niște dezechilibre, dar le veți depăși cu bine. Vă văd aici că veți obține, până la urmă, vă veți împăca într-o situație conflictuală sau poate să fie și pe un divorț. Pentru unii dintre voi veți trece și prin niște neplăceri din cauza unei dușmănie, a unor bârfe, a unor intrigi, a unor răutăți sau a unor gelozia unui bărbat. Poate aveți un soț foarte gelos și, pentru că sunt niște dușmani care vă scot vorbe, arunc așa cu vorbe, poate, la mișto și cine e gelos le ia de bune. Sau o face și intenționat o anumită persoană, o dușmancă, tocmai pentru că vă știe că aveți soțul gelos, spre exemplu, sau vă știe că sunteți geloase, ca să vă facă neplăceri în dragoste, în căsnicie. Aici poate să, de aceea poate vi se pune la încercare fidelitatea, vi se pune la încercare credința, să aveți încredere în voi, în partener, dacă știți că este fidel, nu vă luați după gura lumii. Luați-vă după ceea ce știți voi, ascultați-vă poate și inima. Pentru unii vă văd aici cu o nouă dragoste, deci unii care sunteți singuri, să știți că va apărea o nouă dragoste, dar veți întâmpina poate ostilități din cauza unor gelozii, unor invidii, a unor persoane care sunt în preajma voastră. Poate fi chiar și din familie cineva, prieteni apropiați, nu știu, rude, cineva care nu vede cu ochi bun că voi vă găsiți și voi în sfârșit un iubit, o iubită. Poate să fie și acest lucru, îi găsește nod în papură, îi găsește ceva că n-are, că are prea mult sau prea puțin sau etc. Și de aceea poate e bine să vă ascultați inima. Ce spune sufletul vostru? Că vă văd aici că veți avea o mare pasiune, da?
armonie și dragoste puteți avea chiar cu o persoană cu studii superioare, pare aici, sau un artist, poate fi și o persoană artistă sau o persoană foarte credincioasă, mai poate fi și un militar aici, poate o persoană puțin mai arogantă, mai așa, mai ostilă într-un fel, pentru datorită poate și meseriei l-a făcut mai dur așa, dar până la urmă pare că se poate reglementa această situație. Am să mai pun pe această gelozie, o să vă supere la servici, poate chiar, și fiți cu mai multă prudență în drumurile voastre, că aici păresc că sunteți, orică atrași în vreo înșelătorie, orică vor fi niște blocaje, dar veți avea noroc, să știți, deci veți avea noroc, așadar, pare că pentru voi următoarele 6 luni de zile veți avea noroc să descoperiți la timp niște oportunități sau să ieșiți din niște situații nefavorabile, pentru că veți descoperi la timp soluția sau veți afla ce se întâmplă, etc. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu ciorchinele, să vedem cum vor fi următoarele 6 luni pentru voi, la ce vă puteți voi aștepta în următoarele 6 luni, valabil această etalare din momentul în care o vedeți pentru prima dată. O dragoste și la voi, dar și la voi cu dușmănie. Deși voi, ca femei, mai ales, vă văd aici îndrăgostite, dar puteți stârni niște invidii, niște răutăți a unui bărbat, o agresivitate, așa, o cineva care nu vrea să vă... Da. Voi puteți trece, într-adevăr, la a doua variantă, la ciorchine, puteți trece prin niște neplăceri, niște tristezi, singurătăți, poate... certuri chiar, să știți, vi se pune la încercare, să știți și vouă, credința. Probabil aceste 6 luni vor fi într-un fel, că văd și marele preot aici, poate vor fi într-un fel niște încercări, niște luni puțin cam karmice, să zic așa, în care culegeți ce asemănați sau ce asemănat. Și poate că acum, în aceste 6 luni, ca să puteți, dacă ați făcut niște greșeli înainte, ca să puteți repara, să puteți depăși cu bine această situație, vi se cere să fiți optimiști, optimiste, că vă văd aici într-o situație de așteptare optimistă, cu încredere, și aici la fel cu așteptare, cu încredere, și cu înțelepciunea unui preot, unui persoane cu înțelepte, da? Deci aici vă cere acest lucru, pentru că e posibil să apară niște pe neașteptate ceva care să vă strice planurile sau apar niște certuri, niște discuții, poate niște vești neplăcute, pot fi, poate o despărțire sau poate rămâneți fără servici sau poate că poate chiar și vreo tragedie ceva pentru unii, o singurătate, dar o gândire pozitivă vă poate redresa situația. În orice caz, nu vă riscați pe aventuri, nu vă riscați să intrați în polemici, poate, cu persoane care sunt certărețe sau mai agresive, veți fi la un moment dat puși în dificultatea de a alege. Poate că orică sunteți într-un trio și veți descoperi și vă veți supăra și veți rămâne singure, orică partenerul, partenera nu e sincer cu voi și voi vă vedeți să vă dați seama și o să vă supărați, dar până la urmă lucrurile se pot schimba, dar vă trebuie o gândire pozitivă, vă trebuie înțelepciune, poate să cereți și sfatul familiei sau unui preot. Pentru unii poate apărea o ceartă chiar cu cineva din familie, da? Vă văd că veți face totuși niște călătorii, poate în aceste 6 luni veți pleca într-o vacanță în țară, văd, poate unii dintre voi veți face această schimbare a voastră, va fi că va trebui să plecați într-o altă țară sau în țară și pare că vin vești bune. Până la urmă păreți într-un succes, păreți într-o reușită, că vă împliniți un vis. Poate și lucrând într-un serviciu mai umil decât ați fost înainte, poate veți găsi să știți de lucru. Chiar dacă veți rămâne la un moment dat fără muncă, veți găsi fie prin intermediul unei femei, fie poate că voi, făcând niște servicii, făcând o muncă de serviciu. Acum, serviciu poate să fie și într-o bancă, că faci serviciu, ești tot într-un serviciu. Poate să fie și într-un magazin, poate să fie și făcând curățenie, tot în servicii se lucrează. Deci, sau într-un bar, într-un restaurant, etc. Deci, în orice caz, veți găsi de lucru, păstrați-vă optimismul, dar așteptați-vă și la niște neplăceri din cauza unor persoane din preajma casei, poate, sau poate chiar, Doamne ferește, de vreo veste neplăcută, de vreo boală sau chiar de vreo separare, despărțire sau să nu fie și vreun deces ceva și acest lucru vă va întrista, dar va trebui poate să faceți o schimbare, o mutare și poate acest lucru va aduce niște certuri chiar la servici, poate să fie și o astfel de situație
sau vor apărea alte lucruri neprevăzute la servici, dar până la urmă veți găsi soluții și veți rezolva cu bine. Am să pun cărți, să vedem de ce sunteți voi în dificultate a alege, de ce această tristețe, preotul, supărarea, acest risc, această ceartă, scandal. Haideți să vedem. Riscul. Riscul e din cauza unui bărbat care vă vine în casă. Poate să fie și partenerul sau poate să fie vreun vecin, poate să fie cineva care pe lângă casă într-un fel sau altul sau a serviciului într-un fel sau altul și vă creează niște probleme. Certurile pot veni pentru bani, pentru niște câștiguri suplimentare. În căsnicia voastră s-ar putea să aveți niște neplăceri, poate și din cauza unor ostilități cu familia. Pentru câștiguri poate veni supărările voastre, să știți. Deci pe câștiguri. Poate orică aveți vreun împărțit ceva la vreun divorț, la vreo moștenire, orică la servici cineva încearcă să vă pună bețe în roate pentru că voi aveți câștiguri. Aveți un dușman care vă dă târcoale, să știți aici. Niște, vă dă energie masculină ostilă, să știți. Sau abim de pe societate. Poate că apar la nivel de societate niște blocaje, niște certuri, niște care vor pot aduce și neplăceri în serviciu, dar veți fi recompensați. Adică păstrați-vă gândirea o pozitivă, că până la urmă vă văd cu reușită. Da, deci, într-adevăr, poate chiar în familia voastră aveți niște dușmănii. Această dușmănie care o aveți voi aici, în preajma, poate să fie cu iubitul. Această persoană de pe lângă casă care vă intră în casă poate să fie chiar în dragoste, iubitul. Sau poate să fie cineva care vrea cu voi o aventură și pare îndrăgostit el aici, vrea să vă săgeteze și poate vă devine dușman pentru că nu-i cedați aventurii, spre exemplu, aici, sau după o aventură să nu iasă și cu supărare, dar apoi apare din nou dragostea. Acest dușman e pe casă, deci pe casă, poate că unii dintre voi aveți de împărțit un ceva, un litigiu legat de casă, poate că orică apare vreun deces între timp și va trebui să împărțiți o moștenire și pot apărea discuții, orică deja aveți voi această situație și vor mai apărea discuții, dar până la urmă veți reuși, veți fi în siguranță. Deci păstrați-vă gândirea pozitivă că cu toate aceste întârzieri până la urmă vin. Deci nu mai fiți neliniștite, pentru că până la urmă veți găsi soluții, veți intra într-o nouă familie, într-un nou colectiv de muncă. Vă schimbați casa, poate chiar unii dintre voi, da? Deci, și vă văd, până la urmă, vă văd aici că veți fi în siguranță, vă veți și căsători sau vă veți chiar rezolva într-un fel sau altul situația voastră, nu veți mai fi singura, veți găsi pe cineva. Poate cineva care nu e întotdeauna fidel sau e mai răutăcios, poate să fie și o astfel de situație, e mai, are momente bune, momente mai puțin bune. Haideți să vedem și la a treia variantă cu pendulul alb, să vedem cei care sau cele care v-ați ales. Eu când spun cei, mă refer de fapt la toate persoanele care se uită. Deci pentru toate persoanele care se uită la această etalare a treia variantă cu pendulul alb, să vedem ce dezvăluie oracolul pentru următoarele 6 luni. Bani, bani, dar și la voi gelozie, să știți. Deci e la ordinea zilei. Gelozia, invidia, răutatea, se pare că nu lipsește din viața nimănui. Într-un fel sau altul, ea își face simțită prezența. Of, of, of. Tare mi-aș fi dorit să trăim într-o lume în care să fie totul numai ca în rai. Am văzut că mai lasă câte cineva, câte un comentariu în care spune că spun despre lucruri negative. Păi, doamnă dragă, sau domnule care vă uitați la această etalare sau la altele care sunt și lucruri pozitive și lucruri negative, dacă în viața voastră sunt numai lucruri pozitive, de ce vă uitați la aceste etalări? Ce căutați să vă uitați la un canal de divinație? Dacă la voi totul este bine și știți că vă merge foarte bine, nu vă mai uitați la astfel de etalări, pentru că predicțiile nu sunt numai de bine, e ca la starea vremii. Poate să spună că astăzi plouă, poate să spună că va fi soare, poate să fie chiar invers decât spun. Așa se întâmplă și cu divinația. Deci încercați să vă raționați, să zic, să vă folosiți și creierul când lăsați un comentariu, pentru că tot ce comentariul acela spune totul despre voi, ce să spun mai mult de atât. Mă face să râd. Nici Nostradamus n-a reușit să facă predicțiile perfecte 100% și să spună la toată lumea în același timp. Gândiți-vă că eu fac o etalare în 3 variante. Pentru cine știe câte persoane s-ar putea uita la această etalare la un moment dat. Este chiar imposibil să pretinzi la o etalare în care eu nici măcar nu te-am văzut în viața mea, nu știu nici măcar cum te cheamă, cine ești, câți ani ai, ce ai trăit în viața ta și ai pretenția să spun eu 100% destinul tău, viața ta de la când te-ai născut și până când nu o să mai fii, cum o să fie. Deci ori nu gândiți, ori faceți, vorbiți ca să n-aveți, că n-aveți altceva mai bine de făcut, mai bun de făcut sau nu știu ce să zic, pierdeți timpul în orice caz și vă mai face și de bășcălie cu un astfel de comentariu în care
Aveți, așa aveți și pretenții, nu știu ce aveți pretenții, că e o etalare gratuită, vă uitați, să zic așa, nu vă obliga nimeni să vă uitați, nici să vă înscrieți, nu plătiți ca să vă înscrieți, nu plătiți ca să vă uitați, e bine, poate plătiți abonamentul la internet care îl aveți pe, ca să vă puteți uita de pe telefon sau de pe computer, de acasă sau de unde vă uitați voi, dar asta o faceți fie că vă uitați pe YouTube la canalul meu, fie că nu vă uitați, abonamentul merge înainte dacă vreți să aveți internet. Deci nu e condiționat de etalarea mea sau de predicția mea sau așa mai departe. Deci canalul meu de YouTube este un canal, să zic așa, care l-am creat pentru a face, pentru a-mi ocupa eu timpul meu liber, într-un mod creativ, recreativ. Și că las să vă uitați și voi la aceste videouri care eu le public pe canalul meu, asta ar trebui să fiți chiar recunoscători dacă vă sunt de folos, dacă nu vă plac, nu vă mai uitați, că nu vă reține nimeni să vă uitați la ele, sunteți liberi să faceți ce vreți voi în altă parte, deci eu nu v-am obligat să vă uitați la canalul meu și nici să vă înscrieți, nici nu v-am pretins să îmi plătiți vreun abonament pentru ca să fiți abonați la canalul meu, deci nu plătiți un abonament pentru a fi abonați la canal. Este un canal care se abonează gratuit și așa va rămâne cel puțin o perioadă până când mă voi decide eu ce am să fac cu acest canal, dacă îl închid sau îl continui mai departe. Că poate îl închid, că deja m-au enervat niște persoane și chiar am vrut să îl închid, l-am restricționat de fapt, să nu mai fie public și după aia mi-am revenit. Am stat și m-am mai gândit că e munca mea aici de câțiva ani și îl închid pentru niște comentarii răutăcioase sau neavenite sau pentru că bat unii câmpii. Dar poate îl închid, că nu e, am mai avut niște canale care le-am închis, le-am cancelat, le-am anulat. Deci le-am închis, da, pot să-i spun așa, le-am închis definitiv, că nu se mai pot redeschide, sunt închise. Unul l-am închis din greșeală, recunosc, l-am închis din greșeală și îmi pare rău, că era mai vechi decât ăsta. Am vrut să-l restricționez și din greșeală am apăsat pe anulează, închide, cancelează-l. Da, și așa a rămas, nu l-am mai recuperat, n-am mai vrut de fapt să-l mai recuperez, l-am lăsat așa, zic, de încolo, că nu-mi trebuie mie. Și așa am deschis o grămadă de, am creat o grămadă de canale pe diferite domenii și am uitat ce am vrut să fac cu ele și la un moment dat le-am închis, l-am mai deschis și am renunțat să mai merg înainte și acum să revin și la această etalare, că deja încep eu să-mi pierd răbdarea cu, cu niște comentarii și n-are sens. Haideți să vedem, așadar, la a treia variantă, aici îmi spune că vor fi noutăți, să știți, la voi. Așteptați-vă la un copil, poate chiar, unii dintre voi, la un botez, la un eveniment important. În orice caz, veți avea niște evenimente importante, reuniuni. Poate unii dintre voi veți face și un drum, vă mutați cu serviciu. O să primiți poate și vești de aici legat de examene, poate că ar trebui să fiți mai prudenți, mai atenți, pentru că pot apărea niște, un regret. Orică n-ați învățat suficient, orică veți fi abandonați, nu știu cum să zic la un moment dat, sau va trebui poate voi să vă angajați mai serios, orică va trebui să renunțați, poate unii dintre voi va trebui pe nepusă masă să renunțați la un examen, spre exemplu. Alții, în schimb, puteți avea neplăceri, poate, din cauza unui dușman. Văd aici un bărbat care pare că lucrează împotriva voastră și poate de aceea va trebui să vă reuniți, să cereți sfatul unor persoane să vă ajute. Văd că apare și o dragoste la voi. Poate unii dintre voi care sunteți singuri, divorțați, despărțiți sau văduvi, s-ar putea să apară o nouă șansă, o nouă dragoste la voi, care poate duce chiar la o vacanță, la o aventură, dar până la urmă se iasă ceva frumos din asta, pentru că păresc că vă reveniți. O să, aici, posibil să apară și cineva bolnav în familie. Va trebui poate să aveți grijă de cineva care e bolnav în familie, poate fie că e vorba de un copil, fie cineva din părinți, poate. Apar așadar noutăți. Așteptați-vă și la câștiguri, dar vă trebuie mai multă înțelepciune, poate, pe câștiguri. Poate va trebui să fiți mai înțelepți.
Apar noutăți și să intrați într-un nou serviciu, să faceți o schimbare, așadar, că am zis, pentru unii poate apare un transfer, o mutare. Veți fi mai creativi, veți găsi soluții, să câștigați niște bani. Unii veți cheltui bani și să plecați într-o vacanță sau pentru a vă întâlni cu niște prieteni. Poate aveți o revedere de după nu știu cât timp cu familia sau cu niște prieteni sau să intrați într-un grup, în politică, poate. Poate să fie și o astfel de situație. Ia să vedem veștile. În casă, să știți că poate unii dintre voi, orică vă cumpărați o nouă casă, orică apare un copil, da, apare ceva nou, posibil să apară, poate unii dintre voi veți avea de rezolvat ceva și prin instituțiile statului pentru niște moșteniri, pentru niște bani. Pot apărea pe societate, da, deci aceste examene care pot, poate că le întârziați, le amânați sau le pierdeți, pot apărea și din cauza unor ostilități sau unor probleme pe societate, apar niște întârzieri, apar niște obstacole care vă va trebui să decalați niște evenimente. În familie poate că nu ai că e neapărat că cineva bolnav, poate că veți avea niște ostilități, niște neplăceri cu cineva din familie sau poate că va trebui să vă ajutați, să vă zbateți, să ajutați pe cineva care e bolnav. Poate și acest lucru. Păi să vedem acest dușman. E un aventurier sau cineva care aici poate să fie și pe legat de socializare sau ale atenție pe o sarcină, să nu aveți dintr-o aventură o sarcină nedorită și să vă treziți după aceea cu niște dușmănii. Poate să fie și o astfel de situație. Pe dragoste să știți că unii dintre voi chiar vă puteți căsători. Cineva vă cere în căsătorie. Sau apare o împăcare. Da? Cu toate că voi aveți poate o singurătate, o despărțire. Deci puteți trece printr-o singurătate, printr-o despărțire în aceste 6 luni. Dar poate apărea până la sfârșit acelor 6 luni. Și ori împăcare, ori o nouă dragoste, să știți. Să vedem această ostilitate. S-ar putea să fie vorba de cineva bolnav care până la urmă poate să ducă, poate nu e o ostilitate, va fi, poate că va trebui să rămâneți, să ajutați pe cineva care trece pentru un mare dezechilibru pe sănătate și care până la urmă s-ar putea să nu mai fie. Poate că de aceea apare aici câștiguri prin instituțiile statului pentru o casă, poate că vă vine moștenire o casă. Sau poate că e vorba de o despărțire și poate că aveți de cerut pensie alimentară pentru copil și pot apărea niște dezechilibre, niște ostilități și din cauza unor rivalități. Mai intervine o femeie și voi va trebui poate să vă zbateți pentru a obține drepturile, poate să fie și o astfel de situație, să vedem această schimbare. Poate veni și din cauza unei gelozii, da? Deci poate că trebuie să vă schimbați ceva, prin niște vești. Ori pe o pagubă de serviciu, ori vă schimbați serviciul pentru că e cineva acolo care vă creează nod în papură, pentru că e gelos, invidios, ori că vă creează pagube și voi veți face schimbarea pentru acest lucru, aceste riscuri. E pe cineva dușmănos, deci s-ar putea să fie chiar un partener aici. Pentru unele dintre voi poate că aveți o aventură cu cineva și nu vă convine și vă separați, vă despărțiți, poate să fie și acest lucru. Că nu e că vă părăsește poate iubitul, poate că îl părăsiți voi pe el și acesta se răzbună. Da? Pentru că vă consideră că ați avut doar o aventură. Poate voi n-ați vrut o aventură, ați vrut ceva serios, dar această persoană nu era pe măsura așteptărilor voastre. Sunt tot felul de persoane, din păcate, mai ales pe noile relații, și trebuie să fiți mai atenți, mai prudenți, că văd că începeți ceva nou, veți avea o noutate, exact, veți avea o noutate, o dragoste, vă veți îndrăgosti, dar s-ar putea să nu fie persoana prea bună ea, să fie o persoană geloasă, posesivă, poate, invidioasă, o persoană care vrea să vă țină poate numai pentru sine, are el ceva, deci e aici un bărbat, sunt niște energie masculină, poate să fie vorba chiar de doi, să fie vorba de două energii, să fie una dintr-un trecut și una mai dintr-un prezent, adică, cum se spune, caz din lac în puț, dar nu scap de niciunul, că ambii te răzbună, ambii te stresează, de la ambii ai ceva cumva care încă te mai turmentează. Deci pe dragoste aici să știți că poate că e necesar să fiți mai prudenți, pentru că ești aici această carte a aventurii cu speranțe totuși, dar și cu ostilități totodată, da? Cu riscul acesta ca fluturașii, da? Care vă dă fluturi în stomac, dar vă dă și are și aripi pe acestea, adică vine și pleacă. Pare aici o imprudență care poate veni din cauza unor dușmănii sau unui dușman care vine din dragoste. Orică veți strâni gelozia, invidia cuiva pentru că îl respingeți în dragoste și pentru că voi aveți o altă dragoste, poate să fie și o astfel de situație. Aici depinde la caz la caz, dar în orice caz se cere oarecare prudență dacă vreți să aveți o 6 luni reușite. Da, pentru că
Energiile sunt așa, schimbătoare. Ele sunt, așa cum spun mereu și cărțile predispun, dar cei care dispune sunteți voi prin ceea ce gândiți, faceți, acționați, bazați-vă pe intuiția voastră, pe experiența voastră. Aici suntem de generale, puteți să vă regăsiți în toate aceste energii sau doar în anumite elemente din ele. Asta veți descoperi pe parcursul celor 6 luni. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc, sau poate nu vă regăsiți deloc, pentru că nu rezonați absolut deloc cu modul meu de etalare, cu această etalare, poate nu aveți nevoie de aceste mesaje, nu sunt pentru voi, sau nu sunt în acest moment pentru voi. Nu aveți nevoie de astfel de, nu sunteți pregătiți să le înțelegeți, să le ascultați, poate sunt momente când îți place, spre exemplu, ceva și sunt momente când nu ai răbdarea necesară sau nu ai dispoziția necesară, etc. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați predicțiile la canalul meu de YouTube Crista Roth și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!